Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să crească dintele care trebuie, adică canin la canin, incisiv la incisiv, ce face? Ia uite, mi-a crescut un molar nou în mijlocul curii. Se deschide astfel calea pentru ca medicamentul să fie disponibil pe piață încă din 2030. Băi, adevărul că râdem de noi, dar este fascinant, e fabulos cum avansează știința. Da, și dacă, mamă, dacă poți să crești acum dinți... Mamă, tare să... ar fi să fie ca și cu dinții de lapte, practic, când iei pastilele alea, da, să-ți crească toți dinții încă o dată. Da. Practic, de asta întreb, dacă ai lucrări și ai implanturi, s-ar putea să iasă cu găuri. Dar să nu te doară, să nu te mănânce. N-ai, dar o să crească și industria de covrigei, de aia de cauciuc care se țin la congelator să-i rozi dacă... Da, pentru copii. Dacă te mănâncă, știi? Da. Studiul va avea loc la Spitalul Universitar din Kyoto până în vara anului viitor. Va trata 30 de domni japonezi, cred, cu vârste cuprinse între 30 și 64 de ani, cărora le lipsește cel puțin un molar. A, să vină la noi. Ce molar specifică treaba? Tratamentul se face injecție, va fi testat pentru a-și verifica eficacitatea asupra dentiției umane, după ce a reușit să crească cu succes noi dinți la dihori și șoareci, fără efecte secundare semnificative. Aici mă sunt un pic îngrijorat. Sigur, nu sunt. Se zgârie parchetul, dar în rest n-aveți nicio problemă. Vrem să facem ceva pentru a ajuta pe cei care suferă de pierderea sau absența dinților, a declarat cercetătorul principal, Katsu Takahashi, șeful departamentului de stomatologie și chirurgie orală de la Spitalul Kitano din Kyoto. În studiul cu dihorul, medicamentul a dus la creșterea unui dinte nou, al patrulea din stânga. Și de asemenea a întărit osul din setul existent. La șoareci sunt doi sus, doi jos. Eu știu că am un hamster și aia trebuie să roadă permanent, pentru că altfel le cresc dinții într-una. Le cresc continuu, nu? Da. Și ăsta ce le-a făcut atunci? Nu știu ce le-a făcut. Le-a scos un dinte de la, probabil, de tot. La bieții șoareci? Da. Dihori? Dihorii nu știu dacă care este dentiția dihorilor, dar la șoareci am o bănuială. Și cine știe, poate și noi va trebui să, o să, dacă vrem să creștem, să ne crească dințișori, facem injecția și după aia va trebui să roadem tot timpul câte ceva, să roadem în fiecare zi câte ceva. Tot ceea ce nu-i greu. Da, noi facem asta oricum. Înțelegi? Și tot ne băgăm pe covrigi. Da. O să fie probleme cu macul. Macu? Că ne ieșim drogați la volan. La covrigi, la covrigi mă refer. Da. Tu ce ai vrea să rozi, Luca? Eu? Ursuleț. Ursuleț? Da. De ciocolată. Nu de ciocolată. Dar de care? De jeleu. Nu se roade, mă, tu rozi. Sunt foarte bun pentru dentiție, să știi. Pentru gingie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.